Fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în veac. Și tot de acum și pentru vecii vecilor, fie binecuvântarea Domnului peste noi toți. În Psalmul 101, versetul 1, David își lua un angajament. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Vă îndemn în această seară să privim în Sfintele Scripturi, să vedem dacă ne putem lua și noi un asemenea angajament și dacă l-am și putea respecta. Să cântăm despre bunătatea și dreptatea Domnului. Oare îi place Domnului acest subiect în cântările noastre? Ce părere avem noi despre bunătatea și respectiv despre dreptatea Domnului? În profetul Ieremia, capitolul 9, este un cuvânt din partea Domnului cu privire la sine. Citesc versetul 23 și 24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Ăsta nu e un subiect care merită să-l abordăm. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cum zice și Iacov, trece ca floarea ierbii. Ci cel ce se laudă, adică un motiv indicat de laudă, cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Deci Dumnezeu așteaptă, se bucură, are plăcere să ne audă că vorbim despre bunătatea și dreptatea Lui. Bineînțeles și despre celelalte atribute ale sale, dar acum ne oprim la acestea două. Spunea Avram într-o discuție cu Domnul când a mijlocit pentru Sodoma, Genesa capitolul 18, versetul 25. Să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva. Departe de tine, exclamă Avram. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Nu-și putea imagina pe Dumnezeu altfel. Aș vrea să privim mai întâi la bunătatea Domnului. Poate la asta ne-ar place mai întâi să privim. În cartea Exod, capitolul 34, când Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu s-a prezentat prin cuvinte, 34, versetul 6. A trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate. Așa este? Așa a fost și așa va rămâne, slăvit să-i fie numele. Plin de bunătate. Citim și alte cuvinte din Scripturi care evidențiază în modul cel mai direct și concret aceasta. Până acolo încât să ajungem să ne fie foarte clar asta. În cartea Iona, la capitolul 2, avem declarația acestui proroc care îl cunoștea pe Dumnezeu. Și dacă putem să-i încorporăm și pe copii, pe adolescenți, pe tineri în discuția noastră, poate de Iona își amintesc mai ușor, scrie în capitolul 4 că Iona, după ce a văzut că trec cele 40 de zile și Ninive nu-i nimicită, în versetul 2, mâniat, s-a rugat și a zis, ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea, tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Adică, Doamne, eu mi-am propus de data asta să te provoc să nu fii bun. Sau altfel spus, am vrut să te împiedic să te manifesti în bunătatea ta. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare îndelung rădător și bogat în bunătate și că te găsești de rău. Știm și noi asta. Doamne, ajută-ne să nu uităm și să ne lăudăm în orice vreme cu bunătatea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt doar două dovezi mari, cum că Dumnezeu e bun, ca să nu rămânem la declarații. Așa poate spune cineva,
Mulți își trâmbițează bunătatea, zice înțeleptul în proverbe. Să nu spună nimeni, Dumnezeu se laudă că e bun. Dovezi? Două numai vă dau. Una. Istoria Israelului. Și ce zice doar un verset? Neemia, capitolul 9. Aici este o rugăciune lungă, dar din ea doar versetul 25, unde scrie despre evrei, au ajuns stăpâni pe cetăți întărite, v-a dat cineva o casă pe de gratis. Pe pământul roditoare au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți. Puțuri săpate, vii, măslin, pom roditor din belșug au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat, au trăit în desfătări. Și se încheie versetul cu cuvintele, prin bunătatea ta cea mare. Da, le-a spus Dumnezeu, scrie și în Deuteronom 8, când veți ajunge în țară, vedeți să nu vă lăudați să spuneți, ați văzut ce țară am cucerit. Nu pentru că sunteți voi buni, ci pentru că e Dumnezeu bun ați ajuns voi să moșteniți țara asta. Oare recunoaștem că și ceea ce noi avem se datorează în primul rând bunătății lui Dumnezeu? Numele Lui să fie slăvit. Evreii au gustat bunătatea cea mare a lui Dumnezeu. O altă dovadă a bunătății, mai mare decât asta, scrie în Tit, capitolul 3, despre mântuire. Ce au avut evreii, ne putem imagina. O țară cu de toate curja miere prin pădure și lapte. Probabil nu era suficient oameni ca să mulgă vaca și oaia și capra, curja și acela. Chiar literalmente vorbind, Tit, capitolul 3, scrie de la versetul 4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii noi și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cât e de mare bunătatea lui Dumnezeu în mântuire, încă n-am probat decât ce a fost până aici, cele din tâi roade. Dar scrie, rămân pe aproape, Efeseni 2 cu 7, ca să arate în veacurile viitoare. Ce-o fi pe acolo, nu ne putem imagina. Veșnicia n-ai cum să o împachetezi, să le arăți la oameni. Nu-s poze pentru asta, nu-i album așa de voluminos. Să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Hai să spunem în seara asta, Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea Ta că ne-ai mântuit. Îți mulțumim că ne-ai dat pe Domnul Iisus Hristos. Copiii dragi, în alte religii, oamenii ca să ajungă, de exemplu, în hinduism, la divinitate, trebuie să se chinuie și nu numai o dată, să moară și să se nască și iar să se chinuie și iar să se chinuie și poate, poate cândva vor ajunge și în rai. Dumnezeul nostru a trimis pe Fiul Său și ne-a dat harul să fim mântuiți. Eu uneori îi spun Domnului, Doamne, suntem prea mici, capacitatea noastră e limitată să-ți mulțumim noi și să identificăm, să recunoaștem cât ne-ai dat. Dă-ne harul în veșnicia viitoare, ca acolo să putem noi să evaluăm mai bine, mai profund și să te lăudăm mărit să fie Domnul. Deci, în primul rând, mântuirea, apoi, chiar dacă nu ne-a dat Dumnezeu cât la evrei în lumea asta, raportat la cât ne-a dat, casă, mașină, ce avem, serviciu, sănătate, mâncare, apă, aer, pace, lista e lungă. Merită Dumnezeu să-i cântăm bunătatea. David, când a văzut bunătatea, Domnului a zis, Doamne, vreau să cânt despre asta. Și vă citesc din Biblie despre câteva versete care foarte clar arată cum ar trebui să cântăm noi despre bunătate și mă opresc numai la Psalmul 107. E destul, dacă ăsta îl pricepem, începe cu cuvintele lăudați pe Domnul căci este bun și alt psalm începe așa. Așa să zic că cei răscumpărați, că mântuirea e cea mai mare binecuvântare.
Și apoi prezintă situații de foame, de strâmtorare, versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. De ce scrie așa? Eu cred pentru că se merită și pentru că adesea noi nu o facem și suntem chemați să o facem. Și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, alții, prin alte probleme, și scrie din nou în versetul 15, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Și avem noi o cântare, bunătatea ta, cea mare și câte, și bunătatea Domnului și multe altele, să găsim acele cântări și să lăudăm pe Domnul, Doamne ajută-ne! Psalmul 21, versetul 21 de aici. Ăsta e pentru noi ca familie, în perioada asta ne-a vorbit Domnul într-un moment greu. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Când așteptam ca Dumnezeu să se îndure de noi, mi-a spus Dumnezeu, tu apucă-te și mă laudă pentru bunătatea ce ai văzut-o până aici. Și versetul următor, iarăși mi l-am însușit, să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Să ne audă vecinii și colegii de muncă și cu atât mai mult copiii prin casă, spunând, bun este Domnul, bunătatea Lui umple pământul, scrie în altă parte în psalme, lăudat să fie Domnul. Din nou scrie, toți care au trecut prin strâmtorări, Dumnezeu i-a ajutat tot ce ne-a făcut, versetul 31, iar să-L laude și apoi 32, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. A spune eu și cu plenul adunării și la comitet oriunde ne-am adunat, să cântăm despre bunătatea Domnului. Amin. Și aici în ce privește bunătatea, vă mai propun un vers. Ăsta nu-i de cântat, îi de trăit. N-ați vrea să-L lăudăm pe Dumnezeu și prin bunătatea noastră? Zice în cartea 2 Samuel la capitolul 9 despre David, asta care și-o propus să cânte de bunătatea Domnului. 2 Samuel, capitolul 9, citesc versetul 3. Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă por cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și știți, l-a luat pe ologul Mefiboset și l-a pus la masa lui pentru tot timpul cât a fost rege. Să ne ajute Domnul să ne angajăm și noi să fim buni. Mi-am amintit de o tâmplare, am auzit-o de mult, ci că un beduin mergea pe cămila lui prin deșert și un om care era pedestru a zis, ia-mă și pe mine că ne ține cămila pe amândoi. Numai că ăsta era un bandit, un host de cămile. Și când s-a așezat bine în șau, i-a făcut vânt la stăpân, și-o dat bici la cămilă și-o striga stăpânul, nu, îmi pare rău de cămilă, că m-am multe, dar de acum eu nu mai au pe nimeni pe cămilă, îmi pare rău de binele care m-a împiedicat să-l fac mai departe. Poate ați întâlnit vreo asemenea situație când ți-a zis, băi, la altul nu mai fac bine. Eu zic că, în primul rând, trebuie să cântăm bunătatea Domnului, dar e tare nepotrivit să cânți bunătatea Domnului în timp ce nu ești bun. Nu sună frumos. Cântarea de laudă șade bine în gură la cel neprihănit. M-au povestit frații din Ucraina experiența unuia care a plecat. Era sărac, n-avea mașină, numai bicicletă. Trebuia să facă ceva 10-20 km, nu știu. I s-a stricat o roată. Și-a oprit la o poartă și a întrebat, nu m-ați putea ajuta, n-aveți ceva chei, ceva piese să putem repara. Și omul îi zice, oh, te ajut ușor, că tot bicicletă de asta am și eu. Schimbăm roata și drum bun. Măi, omule, dar eu locuiesc la 10 km, când mai vine o cu roata? Da, ce ți-am zis să mi-o dai înapoi? Mi-o lași așa, că eu am vreme să o repar, că n-am nicăieri de mers acum cu bicicletă. Și fratele care mi-a povestit a zis, ce mă frământă e că pe mine nu mă ducea inima până acolo. Poate să o repar, îmi făceam vreme, dar chiar să-i dau roata de la bicicleta mea nouă,
asta nu cred că eram gata să o fac. Bine a zis Domnul Iisus că bun e Dumnezeu, cu adevărat și desăvârșit, dar să ne ajute să devenim și noi mai buni. Că acolo la roada Duhului Sfânt îți două gemene, îi și bunătate și facere de bine, mergi cu care vrei, numai să ne ajute Domnul să pricepem de la El asta. Hai să cântăm și despre dreptate. Poate mai degrabă am vrea să cântăm numai de bunătate, așa-i? Numai că uneori sunt strofe de dreptate și trebuie cântate. Chiar experiența prin care trecem noi ne face să cântăm ambele versete. Cât despre dreptatea lui Dumnezeu, vă citesc în Psalmul 89, sunt multe versete. Versetul 14. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Și poate cel mai greu de înțeles dreptatea lui Dumnezeu, zic eu, din Biblie, pe lângă cazul cu Domnul Iisus, că știm că a venit să moară pentru noi, e cazul Iov. Și omul acesta voia să spună, parcă nu-i drept. Și spune la un moment dat Elihu, pe care Dumnezeu nu-l mustră, citesc din cartea Iov, capitolul 36, versetul 3, îmi voi lua temeiurile de departe și voi dovedi dreptatea ziditorului meu. Versetul 6 despre Dumnezeu, El nu lasă pe cer rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Sau 37 cu 23, pe cel atotputer nu-l putem ajunge, căci este mare întărie și dreptul și dreptatea deplină. El nu le frânge. Bun, dar astea-s declarația oamenilor. Ascultați ce a spus Dumnezeu. 40 cu 8, asta direct în dialog cu Iov. Vrei să nimicești până și dreptatea mea? Ca să mă osândești și să scoți dreptatea? Adică orice argumente am aduce noi, orice ni s-ar părea nouă, că nu e așa. Și că Dumnezeu trebuia să procedeze altfel. Dumnezeu tot drept rămâne. Zicea Nebucadnețar în comunicatul către țară, Daniel, capitolul 4, versetul 37, acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor. Toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte. Și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și sunt multe alte versete care ne vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. Domnul Iisus se înscrie în aceeași ordine binecuvântată a dreptății. Știți cum este numit în cartea Apocalipsei? Cel ce judecă și se luptă cu dreptate. Când e vorba de alții, noi oamenii am vrea să aplice Dumnezeu dreptatea, când e vorba de noi, bunătate. Știți cum a judecat David când a spus Nathan acel exemplu cu bogatul și cu oaia? Viu-i Domnul! Adică nu se poate Dumnezeu să lase lucrurile așa. Și am spus cuiva recent care se plângea, uite frate ce s-a întâmplat. Așa mi-au venit cuvinte și am zis, auzi dragul meu, să știi că Dumnezeu nu-i plecat de acasă. Și dacă e acasă, dreptatea e temelia scaunului său. Dar când a aflat David că e vorba de el, ascultați cum s-a rugat el, citesc Psalmul 51. El care s-a angajat să cânte și bunătatea și dreptatea. Psalmul 51, versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dar ascultați cum începe. Versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în
bunătatea ta. Așa îmi vine mie și mie să zic, Doamne, pune bunătatea înaintea dreptății. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să cântăm și despre asta. Numai câteva versete vă citesc despre un asemenea angajament de a cânta. Psalmul 35, versetul 28. Și bine ar fi să nu rămână asta doar teorie. Și atunci limba mea va lăuda dreptatea ta. În toate zilele va spune lauda ta. Binecuvântată să fie dreptatea lui Dumnezeu. Spunea Solomon că a văzut nedreptăți. Da, însă Dumnezeu mai degrabă sau mai târziu, într-un fel sau altul, va face dreptate. Spunea Domnul Iisus și nu va face dreptate aleșilor săi care... Dă-i judecătorul nedrept. Dar uite ce îmi face și învățătoarea și profesoara, spunea cineva, trebuia fiica noastră să fie șefă de promoție. Auzi, lasă că festivitatea asta nu-ți aduce câștig spiritual. Dumnezeu va avea el în vedere să tocmească lucrurile, să le așeze în așa fel încât noi să vedem și să putem cânta dreptatea lui Dumnezeu. Scrie și în Psalmul 71, da, versetul 15. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea ta, căci nu-i cunosc marginile. Dumnezeu să fie slăvit. De aceea lumea este tare, zice în altă parte Scriptura, nu se clatină, că Dumnezeu întărește toate acestea prin dreptatea și intervențiile sale, numele Domnului să fie binecuvântat. Și tot de aici, versetul 24. Limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta. Asta mă surprinde pe mine. Angajamentul zilnic, că lăudăm pe Dumnezeu la o anumită ocazie, nu-i destul. Că Dumnezeu zi de zi pe pământ își arată bunătatea și dreptatea. Nu o fac alții lăudându-L, s-o facem noi. Doamne, ajută-ne! Când vezi cum a lucrat Dumnezeu într-un anume fel și cum a scos lucrurile la iveală, povestea un frate din Statele Unite, pleca de aici. La o intersecție a fost lovit de cineva care a intrat pe roșu, o mașină cu mexicani, pare mi se în zona de sud a Statelor Unite, Texas sau Arizona, pe acolo, și polițiștii care au venit să ancheteze cazul au fost tot mexicani. Și pentru că unul dintre copiii lui a intrat în comă și potrivit legislației de acolo, el era culpabil de închisoare, n-a putut să aibă dovezi. A apelat la alt avocat, pare mi s-a schimbat tribunalul și s-a spus, nu sunt șanse. Așa au împachetat datele. Și s-au rugat și Dumnezeu le-a promis că va interveni. Și la una dintre multele ședințe ce au urmat, i-a venit fratelui să spună domnului judecător de ședință, fiica noastră de 12 ani a fost singura care la accident nu s-a lovit și a fost conștientă. Știu că depoziția ei n-are valoare, că e minoră, n-ați vrea totuși să o ascultați. Și judecătorul binevoitor zice, sau ce spune copilul ăsta? Și a povestit fetița așa, cu detalii, aproape o oră. A fost întreruptă de polițistul care a dat declarația vinovată, s-a ridicat și a zis, nu-i drept să rămână așa, fata asta a spus adevărul. S-a ridicat judecătorul și a spus, domnilor polițiști, vă plătește statul pentru nedreptate sau pentru dreptate? Și toate s-au întors. Cum a vrut Dumnezeu să scoată dreptatea? Nu merită să cântăm despre asta. Sunt situații în care cineva a fost înșelat sau așa mai departe, fie că e vorba de națiune, fie că de un om, scrie Biblia Iov, că pentru Dumnezeu e tot una. Să pună la punct o țară sau o persoană. Are toată puterea în cer și pe pământ. Are suficienți îngeri delegați la orice oră. Numele Lui să fie slăvit. Să-L lăudăm, să cântăm despre asta. Chiar cântare propriu zisă și strigăte în care să spunem, bun-i Dumnezeu. Drept-i Dumnezeu.
Astea sunt cântări care vor continua pentru veșnicie. Vă citesc din cartea Apocalipsa, capitolul 15, când va fi judecata de la urmă. Versetul 3, ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni, se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Sau 16 cu versetul 7. Și am auzit altarul, acolo unde s-au adunat rugăciunile, zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile Tale. Sau versetul 5. Drepte ești, Doamne. Frații din Bihor, cum zicem noi, amen și aleluia, anii trecut știu că avea obiceiul să se spună, să exclame în adunare: drept ești, Doamne, bun este Domnul, mărit să fie numele Lui. Dar când cântăm dreptatea lui Dumnezeu, n-ar fi bine să fim și noi drepți? Să fim și noi corecți? Ca să fie cu adevărat ceva care să se potrivească în privința asta. Tinerilor, știți cum s-a rugat Solomon? Ce a cerut de la Dumnezeu? Înțelepciune, dar spuneți-mi de ce a cerut-o. Cu ce scop? Să-și afișeze deșteptăciunea? 1 Împărați, capitolul 3, versetul 11. Fiindcă lucrul acesta ceri, fiindcă nu cer nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașului, ci cer pricepere ca să faci dreptate, auzi? De aceea, în cazul cu cele două femei, înțelepciunea i-a folosit să facă dreptate. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Este un verset în Biblie, nu vi-l spun eu, să-l găsiți. Tu ieși înaintea celor ce înfăptuiesc cu bucurie dreptate, auzi? Nu când e vorba de dreptul tău, când e vorba de tine, cântă-ți bunătatea. Când e vorba de alții, așa ca Iov, cum scrie în cartea sa, rupeam falca celui nedrept. Nu dreptatea ta să o scoți, pentru altul să te lupți. Amin? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci, auzi, pus înaintea smerenii și a milei, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Asta e foarte important, să fii drept. Se spune că un bogat, un boier, a zis unui țăran din sat să-i facă o casă. Și cum boierul avea mai mult, țăranul nostru a zis: a făcut-o așa, să fie făcut. Măi, să o faci de calitate. Și când a terminat-o, a zis boierul: băi, vreau să-mi fac și eu fapte pe lumea viitoare, uite, îți dau ție casa asta. Și a zis țăranul nostru: băi, de știam că e a mea, apoi altfel meșteream. Asta este. Când e vorba de altul, aici să fii drept. Și dacă tot e vorba de construcții, mi-am amintit de un caz, l-am auzit cu ani în urmă la Atena, mi-a povestit un frate cântăreț, avea un grup de cântare. Și am o echipă de cântăreți, dar am și echipă de zidari. Și un proiectant sau un arhitect grec, să nu greșesc, lucrau, făceau o casă, o vilă la un medic și o zis: băi, bagă în deviz că ai lucrat mai mult, că are de unde să, că și în Grecia medicii iau bani ca la voi în România, mă. Și uite, eu câștig 1500 de euro în plus și la fiecare din echipă vă vine 500 de euro. Știți, copii săraci. Gata, semnat. Și fratele am ieșit de acolo și m-am dat repetiți, dar nu mai puteam cânta. O să m-am dus înapoi și a spus: omule, nu pot. Băi, dar știți, fraier, tu crezi că îmi convine să pierd 1500 de euro? Și o să m-am gândit la asta și vi-am adus, uite-s aici. O să chiar că sunteți nepricepuți.
Dar, fratele, când am ieșit după ce am dat banii, ziceai nu doar că-s cântăresc, ziceai că-s compozitor. Și puteam cânta. Trecut vremea și l-o chema și a spus, băi, de data asta am o lucrare mai mare, dar aici nu se poate șmecheri, asta o fac cu voi. Și o fratele, am câștigat mai mult de 500 de euro acolo. E foarte frumos să lăudăm bunătatea și dreptatea Domnului. Dar eu zic că e de asemenea frumos să fim noi buni cu alții, din punctul nostru de vedere, exigenți cu noi, să ne luptăm pentru dreptatea altora. Și să avem liniștea asta, că Dumnezeu e în echilibru, la El nu se bate bunătatea cu dreptate. Eu v-aș lăsa temă pentru acasă să căutați numai câte versete au împreună bunătatea cu dreptate. Hai să citesc eu unul dintre ele, Psalmul 145. Versetul 7. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita bunătate și să se laude dreptatea ta. Doamne, ajută-ne așa să facem. Și dacă e așa și dacă am spus amin, nu mai scriem noi psalmi în Biblie, dar am putea să avem psalmii noștri. Evreii aveau psalmii lor în care o luau de la Avram și spuneau Dumnezeu l-a scos pe Avram și ne-a purtat pe acolo. N-ai vrea să ai și tu un psalm din ăsta să fie psalmul tău, cu sau fără versuri, cu sau fără melodie? Povestește-l! Să fie psalmul tău în care lauzi bunătatea și dreptatea Domnului. Și bine ar fi ca să dăm ocazie la alții să găsească și ei psalmi prin bunătatea și dreptatea noastră. Și toate astea să nu fie pentru noi, ci numai o laudă pentru Domnul. Că bunătatea noastră nu-i desăvârșită, dreptatea noastră e limitată, dar toate acestea sunt plăcute înaintea Domnului. Numele Domnului să fie binecuvântat. Bunătatea Lui să se laude, să se înalțe. Știți? Psalmul 101 ce scrie mai departe? Zice David că la el acasă, în primul rând, acolo în familie. Să povestim și copiilor de bunătate, de dreptatea Domnului și să dovedim noi și chiar să învățăm pe ei, ca să cunoască toți că Dumnezeul nostru merită laudă, merită binecuvântare, merită un comportament adecvat. Doamne ajută-ne, amin.